Să știți că am să păstrez bucata asta, uite, stai cum am era în două. Puteam să fie puțin. Să mă fi zis tu? Gata. Da, mersi. Mulțumim. Să fie într-un ceas. Noul sediu al Tribunalului Gorj a fost inaugurat în prezența mai multor oficialități de la nivel central și local. Laura Sarcină, președinte al Tribunalului Gorj, a transmis că noul sediu va fi folosit începând cu luna decembrie. Urmează să definitivăm o procedură de achiziție a câteva licențe și deja s-au emis citații pentru termeni și sperăm că în decembrie să emităm citațiile pentru sediul nou. Deci, extinderea beneficiază de peste 1800 de metri pătrați utili. Sunt 33 de birouri pentru personalul instanței, 8 săli de ședință. Asta ne va ajuta să avem, să asigurăm o telegitate a ședințelor de ștăcată. Acum, ajungând la activitatea noastră, trebuie să vă reamintesc că Tribunalul Gorj constant, la lungul ultimilor ani, a avut o activitate caracterizată prin prisma indicatorul de eficiență a activității, ca fiind foarte eficientă. Ministrul Justiției Alina Gorghiu a declarat că realizarea acestui sediu modern, în care au fost investite circa 12 milioane de lei, reprezintă o formă de respect față de activitatea magistraților, dar și a cetățenilor. Este o muncă de echipă, un parteneriat extraordinar de bun cu Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții și mulțumesc colegului meu Adi Veșta pentru efortul Ministerului. Nu este singura instanță care se va inaugura până la finalul anului. Mai avem, cred că, vreo 6 de inaugurat, iar această veste, cred eu că este de bun augur, nu doar pentru instanțe, nu doar pentru magistrați, ci în principal pentru cetățeanul din România. Realizarea acestui sediu modern a presupus o investiție de aproximativ 12 milioane de lei, dacă nu greșesc, și așa cum sper să fie, reprezintă o formă de respect pentru judecători, pentru procurori, pentru cetățenii care se judecă la dumneavoastră în sediu. Sunt condiții clar îmbunătățite pentru cei care vor lucra aici, grefieri, avocați și l-am văzut mai devreme și pe decanul barului și îl salut. Și am convingerea că fiecare justițiabil se va simți altfel în interacțiunea cu cei care înfăptuiesc actul de justiție. Și o să vă rog să-mi permiteți să fac câteva observații cu privire la justiție și cu privire la ideea de justiție de calitate, pentru ca oamenii să aibă încredere în actul de justiție, avem nevoie, în primul rând, de o resursă umană adecvată și numeric, dar să știți că și calitativ, și de un ansamblu normativ clar, coerent, predictibil, care să răspundă nevoilor sociale și, nu în ultimul rând, de o infrastructură fizică și informatică modernă pentru a putea să ne desfășurăm toate activitățile eficient. Ministrul Justiției a vorbit și despre lipsa de personal din sistemul de justiție. Acum vreau să vă spun două vorbe scurt despre resursa umană. Și am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, care sunteți aproape de pensie, să vă gândiți că e important să construim viitorul împreună și că e important să vă gândiți la sprijinirea statului român în această perioadă complicată. A fost o provocare destul de mare legea pensiilor de serviciu. Cred că am depășit-o bine împreună. Însă, cred că mai sunt multe lucruri pe care Guvernul și Parlamentul trebuie să le facă în viitorul apropiat. Ne preocupă resursa umană. În perioada aceasta, numeric, cred că este o provocare să asigurăm resursă umană în sistemul de justiție. Au fost concursurile, sunt în derulare concursurile, CSM s-a îngrijit să dea drumul la cele două tipuri de intrări în profesie, INM-ul pe o parte, cei cu vechime pe partea cealaltă. Noi de la Minister ne-am preocupat, de exemplu, să suplimentăm resursa umană pe DICOT. Sunt 25 de posturi, dacă nu mă înșel, 20 de procurori, 5 de grefieri.
pe care am reușit printr-o hotărâre de guvern să le alocăm din codului în acest context al fenomenului foarte complex și complicat de abordat al traficului de droguri în România. Prezent la inaugurare a fost și ministrul dezvoltării Adrian Veștea. Sunt extrem de bucuros să văd instituții care sunt finalizate. Am avut șansa ca în cele 4 luni de zile de la depunerea jurământului în calitate de ministru să merg în 27 de județe din România, să văd foarte multe proiecte pe care Ministerul Dezvoltării le derulează. Este foarte adevărat că mare parte dintre aceste proiecte se adresează autorităților locale, iar prin intermediul programelor naționale pe care noi le gestionăm, încercăm să îmbunătățim condițiile de viață din fiecare comunitate din România. De asemenea, Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, derulează proiecte extrem de ample în foarte multe domenii. Am fost și am văzut campusuri școlare, am văzut unități medicale care sunt în reabilitare, săli polivalente, stadioane, dar am văzut și foarte multe instituții care țin de justiție. Chiar în urmă cu o săptămână am fost prezent la Alexandria, în județul Telorman, unde am văzut cum prinde contur noul tribunal din acest județ. Sunt investiții care le derulăm atât din resurse naționale, dar și prin PNRR. La evenimentul de astăzi a fost prezent și Daniel Grădinaru, președintele Consiliului Suprem al Magistraturii, dar și mai mult secretar de stat.